Consilierul județean Raul Olaioș a anunțat demisia din Reper, partid pentru care a candidat la funcția de primar al Timișoarei, la alegerile locale. Care sunt motivele care au dus această decizie, a explicat chiar el. Mi-a rămas doar construcția de program public și politic pe care am avut-o prin candidatura mea la primăria Timișoara, iar această platformă, acest proiect pe care l-am propus, ca să aibă sens, avea nevoie de un vehicul politic suficient de matur și organizat ca să prindă viață. Dovadă că partidul n-a avut delegați în secții de votare și uitați că s-a ratat prezența în Consiliul Local, deși timișorenii ne-au votat cu miile, s-a ratat la un procent de 0,49%. În sensul ăsta e cumva dificil și am cerut organizării Reper și conducerii naționale să vină cu o soluție pentru protejarea votului și să încerce să intre în diverse asocieri astfel încât să putem avea delegați și cumva o energie suplimentară pe care o pierdem odată cu plecarea lui Dacian din jocul politic. Din păcate nu s-a reușit. Acum cumva înțeleg motivele ideologice, s-a coagulat o platformă cu Demos și cu Acum, care nu are organizații în teritoriu, nu are reprezentant în secții, de fapt cumva s-a autoizolat, din păcate, brandul. Raul Olaioș a mai spus că nu va candida pe nicio listă la alegerile parlamentare, că va lua o pauză din viața administrativă și politică, dar nu închide ușa unor viitoare colaborări după alegeri. Sincer vă spun, nu există o motivație de a mă muta în alt partid mâine sau poimine. Nu există o negociere punctuală în spatele acestei plecări. Cumva e un capăt de drum în proiectul pe care l-am început alături de Dacian Ciolo și cumva cred că e de bun simț să ies din el odată ce s-a retras și el. Este adevărat că simt că n-aș arunca la coșul de gunoi proiectul pe care l-am propus administrației locale și reprezentării publice, dar această decizie de a continua într-un fel sau altul nu există astăzi, nici nu aș dori eu, nu voi participa la alegerile parlamentare în calitate de candidat, voi urmări de aproape, mă voi odihni puțin și eu câteva luni de zile. Așteptăm într-adevăr să vedem dacă proiectul meu pentru Timișoara are sau nu are șansă viitoare în funcție de cum se configurează scena politică locală și națională după alegerile din decembrie, dar nu închid ușile și nu vin și spun că am dat foc la colivie și nu mă mai interesează reprezentarea publică,